Bună ziua și bine ați venit! Vă rugăm dacă vreți să faceți un pic de liniște, întrucât doamna Neagă Roxana, reprezentanta prefecturii, reprezentanta Guvernului în teritoriu, va începe ceremonia de investire a Consiliului Local și a noului primar. Vă mulțumesc! Bacău, în corpul de control al prefectului. Astăzi am onoarea să mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de reprezentant al prefectului județului Bacău. Sincer, sunt și emoționată, mă onorează această calitate, totodată mă responsabilizează, dar mă și emoționează pentru că sunt legată de aceste locuri. Sunt născută, crescută în zonă, așa încât dacă o să mai am mici erori sau bălbe, vă rog frumos să le puneți pe seama emoțiilor. Vă rog să-mi permiteți să dau citire ordinului prefectului județului Bacău privind convocarea consilierilor locale aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședința de constituire a Consiliului Local Dopteana. Având în vedere prevederile articolului 30, articolului 35, 54 aliniatul 1, aliniatul 2, articolul 57 aliniatul 3, articolul 59 aliniatul 1, articolul 60 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, modificată și completată ulterior, prevederile articolului 2 aliniatul 3, articolului 6, 6 indice 1, 7, 14 aliniatul 1 și 2 din legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolelor 1, 9, articolelor 11, 13 și articolului 15 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin ordonanța Guvernului 35 din 2002, modificată și completată ulterior, dispozițiile articolului 6, aliniatul 2 din litera B din hotărârea Guvernului numărul 460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 26 din legea numărul 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului cu modificările și completările ulterioare, emit următorul ordin. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședința de constituire a Consiliului Local Dofteana, astăzi, data de 24 iunie 2016. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali, ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Acesta fiind scopul pentru care ați fost astăzi invitați la ședință, o invit pe doamna președinte a Biroului Electoral de Circumscripție Locală Dofteana să vă prezinte rezultatele alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale este de 8.869. Numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 4.479. Numărul total al voturilor nule a fost de 295. Numărul total al voturilor valabile exprimate obținute de fiecare listă de candidați și de către candidatul
voturi, Partidul Social Democrat 2845 de voturi, Partidul Mișcarea Populară 95 de voturi. Doamna Muncie Teodora, candidat independent, 226 de voturi. Pragul electoral a fost de 223, a obținut prag electoral Partidul Național Liberal cu număr de 1205 voturi, Partidul Social Democrat cu număr de 2845 de voturi și doamna Muncie Teodora cu un număr de 226 de voturi. Numărul total al voturilor valabile exprimate de partidele politice, alianțele electorale și alianțele electorale și candidați independenți au fost de 4.276 de voturi. Coeficientul electoral al circumscripției a fost de 251 de voturi. Numărul mandatelor de consilier local este de 17. Partidul Social Democrat a obținut în prima etapă 11 mandate de consilier, iar în etapa a doua, încă un mandat. Deci, în total, un număr de 12 de mandate de consilier. Partidul Național Liberal, în prima etapă, 4 mandate de consilier, iar în a doua etapă, un mandat. În total, un număr de 5 mandate. Voi da citire și voi îmâna certificatele doveditoare ale alegerii consiliului local. Primul este domnul Bujor Ioan, din partea Partidului PSD, care și-a depus deja demisia, sunt următorul membru supleant din listă. Poiale Gheorghe. Veniți cu un moment specific. Urmează diaconul Mihăiță. Care ați fost propuși în listă. Pașu Sebastian Gabriel. Bertalan Mihai. Corpo Gheorghiță Emanuel. Locotaru Ion. Melinte Gheorghe. Covaci Florin. Diacon Nelu. Și Muraru Ioan. Din partea Partidului Național Liberal, Fițigoi Cătălin Ionel. Deslobitu Maricel. Țiprea Dorel, Amarine Ioan și Diacon Ioan. În continuare, îl invit pe decanul de vârstă dintre consilierii locali să preia conducerea lucrărilor ședinței. Vă rog frumos, veniți aici la prezidiu lângă mine. Din acest moment veți fi președintele de vârstă al ședinței de astăzi. Totodată invit încă doi consilieri locali, dintre cei mai tineri. Domnul Țiprea, să-l asiste pe președintele de vârstă. Vă rog. Doamne și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-o faceți de a conduce ședința de constituire a Consiliului Local Comunei Lupteană. Din totalul consilierilor aleși în numărul de 17, sunt prezenți 17 consilieri, ceea ce înseamnă mai mult de două treimi, situația în care ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrurile.
aș vrea să vă citesc părțile de zi. Alegerea, ordine numărul 1, alegerea comisiei de validare, validarea mandatului Consiliului Local de declarație a alegerilor din 10 iunie 2012, depunerea jurământului de către consiliere al căror mandate au fost validate, alegerea președintelui de ședință, prezentarea validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către primarul localității, alegerea viceprimarului și organizarea comisiei de specialitate al Consiliului Local. Cine este pentru această... Domnul președinte, ați citit alegerii locale pe 2013? Mă scuzați, domnul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Deci s-a aprobat ordinea de zi. Trecem la primul punct. Alegerea... La primul punct al ordinii de zi, alegerea comisiei de validare. Potrivit prevederilor articolului 31 aliniatul 2, legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată ulterior, consiliile locale aleg prin vot descris dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Alegerea membrilor comisiei se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți, conform articolului 4, aliniatul 3 din Ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002. Vă rog frumos să-mi spuneți comisia de validare până acum din câți consilieri? Din 3. Propunerea este ca această comisie de validare în continuare să fie compusă din 3 consilieri locali. Supun la vot numărul de membri ai Comisiei de Validare, cine este pentru, împotriva, abține. Rog consilierii locali să facă propuneri pentru Comisia de Validare. Propun ca din Comisia de Validare să facă parte de un consilier de acolo unei. Propun ca din această comisie să facă parte și domnul Baciu și Sebastian. Da, s-a consemnat. Da, vă rog. Să mai propun și domnul Ioniță Bobo. Mai aveți propuneri pentru membrii comisiei de validare? Nu. Vom supune la vot fiecare propunere în parte, în ordinea în care a fost făcută. Cine este pentru prima propunere? Prezentim pentru domnul Diaconul Nenu. Împotrivă? Abține? Cine este pentru a doua propunere? Sebastian Gabriel. Domnul Baciu Sebastian Gabriel. Pentru? Împotrivă? Abține? Cine este pentru a treia propunere? Bobo Gheorghiță din Amir. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Ați acceptat să votați pentru? Pentru împotrivă, abține. În urma votului dumneavoastră, Consiliul Local a adoptat, da, prima hotărâre, respectiv hotărâre privind constituirea Comisiei de Validare. Avem rugămintea ca cei trei membrii ai Comisiei de Validare să își desemneze un președinte care să-i reprezinte și un secretar. Da? Când o să vă retrageți să analizați dosarele consilierilor locali, o să avem rugămintea să vă desemnați un președinte și un secretar, astfel încât după ce veți face această analiză, să veniți în fața Consiliului Local și a invitaților de astăzi, să prezentați propunerile dumneavoastră, constatările și propunerile pe care le aveți de făcut. Da, vă rog, doamna secretar, să vă retrageți cu Comisia de Validare. În acest timp, vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări în legătură cu validarea consilierilor locali.
baza dosarelor, în ordine alfabetică, comisia elaborează propuneri de validare sau de invalidare a mandatelor, propuneri care se consemnează într-un proces verbal. Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat prin hotărâre judecătorească, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar sau dacă consilierul care dețin funcții incompatibile conform legii 161 din 2003 optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv a supleanților, de pe aceeași listă, conform articolului 91 alineatul 3 din legea 161 din 2003. Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de biroul electoral. Dacă până la data validării un candidat declarat ales nu mai este membru al partidului pe care lista a candidat, se validează următorul candidat din lista respectivului partid la cererea scrisă a partidului. Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Cu precizarea că votează numai consilierii, iar consilierul al cărui mandat este supus validării, nu votează. Da? Se abține. Pentru că încă mai deliberează colegii dumneavoastră. Condițiile de eligibilitate prevăzute de lege sunt 1. Candidații să aibă vârsta minimă de 23 de ani împlinită la data alegerilor. 2. Să aibă domiciliul în comuna Dofteana, cazul de față. Să nu fie declarați debili sau alienați. Să nu aibă restricționate drepturile de a alege și de a fi ales prin hotărâre judecătorească definitivă și irrevocabilă. Situații de fraudă electorală nu au fost înregistrate la nivelul biroului electoral de circumscripție Dofteana și nici la nivelul biroului electoral județean Bacău din fericire. Îl așteptăm pe domnul președinte al Comisiei de Validare să vină să dea citire procesului verbal și să vă aducă la cunoștință propunerile pe care le are de făcut. Comisia de Validare și am stabilit ca președinte să fie subsemnatul diaconul Nelu, domnul Baciu Gabriel, secretar, și domnul Boboc Gheorghiță Emanuel, membru. Analizând documentele puse la dispoziție, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local Dofteana, în ședința de astăzi, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215, în 2001 și a constatat următoarele. Că au fost respectate dispozițiile legale cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, de vârstă, domiciliu, de apartenența candidaților la partidul politic. De asemenea, am examinat dovada depunerii de raportului financiar la autoritatea electorală permanentă conform articolul 38 din legea 334 pe 2006
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Biroul electoral de circumscripție numărul 30 Dofteana a încheiat procesul verbal de constatare a definitivării candidaturilor pentru alegerile locale din iunie 2016, după cum urmează. Partidul Social Democrat. Număr de candidați la funcția de consilier 22 și un candidat la funcția de primar. Partidul Național Liberal. 21 de candidați la funcția de consilier local și unul la funcția de primar. ARDE, 21 de candidați la funcția de consilier și unul la funcția de primar. Partidul Mișcarea Populară, 7 candidați la funcția de consilier. Candidate independent Muche Teodora a candidat și la funcția de consilier și la funcția de primar. Toate candidaturile au fost depuse la biroul electoral de circumscripție numărul 30 în termen și cu respectarea condițiilor prevăzute de legea numărul 115 din 19 mai 2015. Toate operațiunile pregătitoare și cele de desfășurare a alegerilor s-au realizat cu respectarea dispozițiilor legale, neexistând indicii de încălcare a legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Comisia de validare a examinat procesul verbal al biroului de electoral de circumscripție numărul 30 Dofteana și procesele verbale încheiate de birourile secțiilor de votare și a constatat următoarele. Numărul total al alegătorilor, 8.869. Numărul total al alegătorilor înscriși în listele permanente, 1.770. Numărul alegătorilor din listele electorale complementare, 1. Numărul alegătorilor din listele electorale suplimentare, 40. Numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale de circumscripție electorală, 4.774. Repartizarea voturilor pentru Consiliul Local. Numărul total al voturilor valabile exprimate, 4.479. Numărul total al voturilor nule, 295. Numărul de mandate de consilier local, 17. Și acum pe formațiuni politice. Partidul Național Liberal, 1.205. Partidul Alianța ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților, 108. Partidul Social Democrat, 2.845. Partidul Mișcarea Populară, 95. Muche Teodora, candidat independent, 226. Atribuirea mandatelor de consilier. Numărul total al voturilor valabile exprimate pentru formațiunile politice care au întrunit pragul electoral a fost de 4.050. Dintre acestea, PSD a obținut 2.845, adjudecându-și 12 mandate de consilier. PNL, 1.205 voturi, și a judecat 5 mandate. În funcție de numărul voturilor obținute, biroul electoral de circumscripție a întocmit lista candidaților cărora le s-au atribuit mandate. Voi da citire listei candidaților în ordine alfabetică. Amarine Ion, Baciu Sebastian Gabriel, Balcanu Mircea Adrian, Bertalan Mihai, Boboc Gheorghiță Emanuel, Camară Dana, Clopotaru Ion, Covaș Florin, Dezrobitul Maricel, Diaconul Ionă, Diaconul Mihăiță, Diaconul Nelu, Melinte Gheorghe, Pițigoi Cătălin Ionelă, Spoială Gheorghe, Țifrea Dorel, Bujor Ioana, PSD. Comisia de validare constată că domnul Bujor Ioana a fost ales în funcția de primar al Comunei Dofteana și că a renunțat la funcția de consilier local. Iar prin adresa numărul 7750, în locul domnului Bujor Ioan s-a validat următorul consilier local, domnul Muraru Ion, următorul supleant de pe lista Partidului Social Democrat. Toate partidele care au întâlnit pragul electoral au confirmat în conformitate cu prevederile ordonației de urgență numărul 35 din 2002, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale și ale legei numărul 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii
Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii de numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, că persoanele propuse pentru validarea mandatelor de consilier local sunt membri ai partidului pe lista căruia au candidat. Adresele poartă ștampila organizației județene a partidului. Din verificări efectuate de membrii comisiei rezultă că au fost că nu au fost încălcate prevederile legii numărul 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice, a legei numărul 215 din 2001, legea numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, ordonanța guvernului numărul 35 din 2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale cu modificări și completări. Drept pentru care comisia propune validarea mandatelor consilierilor locali aleși la data de 5 iunie 2016, după cum urmează. Și urmează aceeași listă pe care am mai citit-o odată în ordine alfabetică, așa că nu cred că este necesar să o mai citim. Da? O mai citim odată. Da? Deci nu votează consilierul la cărui nume este strigat, supus validării. Da? Deci primul consilier, domnul Amarine Ion, PNL. Cine este pentru? Împotrivă? Acțiune. Da. Baciu Sebastian Gabriel, PSD. Bacaru Mircea Adrian, PSD. Bertalan Mihai, PSD. Bobov Gheorghiță Emanuel, PSD. Camară Dana, PSD. Clopotaru Ion, PSD. Covaș Florin, PSD. Dezrobitul Marecel, PNL. Deaconul Ion, PNL. Deaconul Mihăiță, PSD. Deaconul Nelu, PSD. Melinte Gheorghe, PSD. Muraru Ion, PSD. Pițigoi Cătălin Ionel, PNL. Spoială Gheorghe, PSD. Țifrea Dorel, PNL. Da. De ce să... Dat fiind faptul că au fost validate mandatele a 15 consilieri, Consiliul Local este legal constituit și a adoptat astfel a doua hotărâre a sa. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, respectiv depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. Consilierii a căror alegere a fost validată urmează să depună jurământul potrivit articolului 32 și 34 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, coroborat cu articolul 8 aliniatul 1 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin ordonanța 35 din 2002. Procedura va fi următoarea. Doamna secretar dă citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică în fața mesei pe care se află un exemplar din Constituția României și un exemplar din Biblie. Consilierul va pune mâna stângă, deci mâna stângă, atât pe Constituție, cât și dacă este cazul pe Biblie, va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul de credință, imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în două exemplare,
Un exemplar se păstrează la dosarul de ședință și acel de-al doilea exemplar se numează consilierului. Consilierii care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără o formulă religioasă, care nici nu se mai imprimă pe formular. Nu cred că avem astfel de situații, nu? Nu. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Doamna secretar. Subsemnatul consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Tofteana, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 31 alineatul 1 din legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată în temeiul articolului 3 din legea 286 din 29 iunie 2006, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Tofteana. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Deci îl avem pe domnul Marini aici. Da. Domnul Baciu Sebastian Gabriel. Thank you.
Jur. Adoptăm hotărârea de constituire a Consiliului Local în Comunii Dopteană. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc tuturor locuitorilor pentru Comunii Dopteană pentru alegerea făcută și vă urez consilierilor validați în funcție, succes și sănătate pentru ducere la bun sfârșit a mandatului încredințat, pentru bunul mers al localității și soluționarea problemelor economice și sociale. Vă mulțumesc! Domnilor consilieri, vă mulțumesc frumos! Poftiți!
Vă mulțumesc frumos pentru alegerea făcută și mâneați, Doamne, să continuăm. Da, mulțumesc frumos. Următorul punct al ordinii de zi este prezentarea validării alegerii primarului, prezentare pe care o voi face eu în calitate de reprezentant al prefectului județului Bacău. Voi da citire sentinței civile numărul 1585/C, pronunțată în ședința publică din data de 17 iunie 2016 de către Judecătoria Onești. Pe rol fiind judecarea cererii, având ca obiect validare primar, formulată de petenta circumscripția electorală numărul 30 Dofteana, procedura este legal îndeplinită fără citarea părților. Instanța constată în baza articolului 58 din legea 215 din 2001 că este competentă teritorial să soluționeze prezenta cauză, nemai fiind alte probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și trece la deliberare. Instanța, în baza articolului 58 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată, s-a pus pe rol validarea alegerii primarului în circumscripția electorală numărul 30, Comuna Dofteana, județul Bacău, ca urmare a rezultatelor alegerilor locale organizate la data de 5 iunie 2016. Potrivit textului de lege sus menționat, validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor în Camera de Consiliu a Judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau orașul, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor articolului 38 aliniatul 1 și aliniatul 1-1 din legea numărul 334 din 2006, cu modificările și completările ulterioare. Din dosarul prezentat, rezultă că la alegeri au fost înscriși un număr de 8.869 alegători, iar ca urmare a votării, numărul voturilor valabile exprimate a fost de 4.580. În conformitate cu prevederile articolului 101 aliniatul 2 din legea 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, este declarat ales primar, candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabile exprimate. Din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar, rezultă că reprezentantul Partidului Social Democrat, domnul Bujor Ioan, a obținut cel mai mare număr de voturi valabile exprimate, respectiv 3.101 de voturi. Dispozițiile articolului 58 aliniatul 1 din legea numărul 215 din 2001, republicată, fac trimitere la dispozițiile articolelor 38 aliniatul 1 și aliniatul 1-1 din legea 334 din 2006. Instanța reține că în varianta republicată a legii 334 din 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, dispozițiile cuprinse în articolul 38 aliniatul 1 și aliniatul 1-1 sunt cuprinse în articolul 47 aliniatul 1 și 2, având următorul conținut. În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele financiare detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de declarațiile prevăzute la articolul 28 aliniatul 9. Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți, care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, partea 1. În Monitorul Oficial numărul 444 din 14 iunie 2016, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat lista partidelor politice, alianțelor politice electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți, pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform articolului 47 aliniatul 2 din legea 334/2006. În lista partidelor se află și Partidul Social Democrat. Apreciind că sunt îndeplinite
condițiile articolului 58 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată, instanța va dispune validarea alegerii candidatului Bujor Ioan în funcția de primar al Comunei Dofteana. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște. Admite propunerea Biroului Electoral de Circumscripție Electorală numărul 30 a Comunei Dofteana, județul Bacău, validează alegerea domnului Bujor Ioan în funcția de primar al Comunei Dofteana, județul Bacău. Definitivă, pronunțată în Camera de Consiliu la data de 17 iunie 2016. Îl felicităm pe domnul primar. Pentru acest nou mandat obținut, eu nu le mai știu numărul, sper că dumneavoastră să mai țineți minte. Să aveți putere de muncă, mult succes! Dumnezeu să vă dea puterea să faceți în continuare lucruri bune pentru Comuna Dofteana și pentru cetățenii ei. Îl invităm pe domnul primar să depună jurământul de credință. Procedura este... Eu vă pun. După ce depuneți jurământul, nu vă mai grăbiți așa. Da. Da, nu, cred că vreți să vă grăbiți. Tot cu mâna stângă pe Biblie. Jurământ. Subsemnatul Bujor Ioan. Primar al Comunei Dofteana, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32, aliniatul 1 din legea numărul 215 de 2001 al administrației publice locale, republicată în temeiul articolului 3 din legea numărul 286 din 29 iunie 2006, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteana. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ați constatat și dumneavoastră că, deși a depus jurământul de mai multe ori, încă mai are emoții, ceea ce este un lucru pozitiv, așa apreciez eu. În urma depunerii jurământului, declar investit în funcția de primar pe domnul Bujor Ioan. Niciodată n-am să împart localitatea în două,
nici în trei și nici în patru. Și voi fi primarul tuturor ales. Îi voi reprezenta pe toți. Voi semna în calitate de reprezentant al comunității pentru toți. Iar aparatul de specialitate al primarului va fi subordonat primarului și va lucra în sprijinul și în interesul cetățeanului. Am un singur proiect pe care vreau să-l duc la capăt. Pe acest drum, muscule, care nu se va termina niciodată. Un drum lung. În primărie, dacă vrei să muncești, drumul nu se încheie niciodată. Aș vrea să vă spun că îți doresc ca anul acesta să-mi duc la bun sfârșit proiectele pe care le-am început. Podul de la Larga, continuarea drumurilor pe ordonanța 28-2013, drumul de la Bogata și celelalte investiții necesare întregii comunități din Dofteală. Am parcurs două mandate de primar. Am condus aparatul de specialitate și 50 de angajați ai primăriei Dofteană, două mandate. Rezultatele mele s-au reflectat în fapte. Din acest motiv vreau să mulțumesc cetățenilor pentru că au știut ceea ce să voteze fapte și nu vorbe. Pentru că au știut să facă diferența între băștinași și plutași. Vreau și le-aș recomanda și celorlalți, tot în această sală le-am mai spus, să studieze pe cât posibil Biblia. În care Biblie, încă dinaintea erei noastre, în anii 600, în grădina Ghesimane, acolo unde era o mare livadă de măslin, Domnul Iisus Hristos se ruga pentru păcatele noastre. De acolo a fost și locul unde a fost arestat, unde a fost reținut. Iar măslinul a rămas fructul, copacul în care înțeleptul Solomon și-a construit templul. Din acest motiv, doresc pace în Consiliul Local și în calitate de reprezentant al comunității le înmânesc celor din opoziție cu o creangă de măslin. Acum. Așa cum am spus în discursul meu și până acum și altă dată, cum am rostit jurământul cu lacrimi de obraz, pentru a treia oară, am hotărât că a început cu data de 24 iunie 2016 să începem o nouă campanie electorală până în anul 2020. În permanență, poporul român este într-o întreagă evoluție și nu mai merge să mai facem campanii electorale cu ziare pliante sau alte documente defăimătoare. Trebuie să ieșim în fața electoratului cu fapte. Voi deschide un jurnal pentru fiecare consilier în parte, cu nume, prenume și activitatea lui și intervențiile lui la fiecare ședință a Consiliului Local, în care îl voi afișa digital și electronic să știe fiecare cetățean al localității Dofteana câte intervenții a avut cei ce i-a trebuit în Consiliul Local, cu ce proiecte au venit, pentru că eu am spus și repet, am un singur proiect. Proiectul, interesul cetățeanului. Vom lucra compact Consiliul Local, împreună cu primarul, aparatul de specialitate și aștept să vină fiecare consilier local cu proiecte viabile care duc spre interesul cetățeanului. Nu proiecte de isoarță un bec sau proiecte că știu eu vrea să schimbe lampa lui personal de la poartă de i-a ruginit. Vreau proiecte așa cum a venit în campania electorală cu acele pliante și a spus că vreau să fac spital, începând cu următoarea ședință a Consiliului Local, vreau să fie, bineînțeles,
să vină cu un proiect care să conțină un proiect viabil, în care un proiect spune destul de clar analiză cost-beneficiu, clauze de reziliere, costul proiectului, cât beneficiază și sursa de finanțare să fie indicată. Și atunci, numai prin mobilizarea și coagularea tuturor forțelor politice, Dofteana poate să înflorească până în anul 2020. Eu voi pune platforma mea program, așa cum v-am trimis-o și acasă, pe masă, iar dumnealor pe alor și vom lucra în două tabere. De fapt, noi avem experiența lucrării în două tabere, numai la campanie electorală, noi scuneam oamenii din subabili și sub inundații, dumnealor umblau cu ziare și cu alte prieteni, tot în tandem lucra. Aș vrea să schimbăm această concepție și să lucrăm în interesul cetățeanului, pentru că cetățeanul ne-a trimis în Consiliul Local și în baza contribuției cetățeanului, noi primim o indemnizație de primul salariu. Stimați cetățeni, vreau să închei, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor care veniți, ați venit astăzi în număr atât de mare, dar nu înainte de a mulțumi familiei mele, care a trecut printr-un moment destul de greu, cel puțin în ultimele 6 luni, și familia mea care este formată din mine, cei 2 copii, nepoți. Și celelalte persoane care sunt rude, le consider rude, apropiate. Știți la ceea ce m-am referit. Mulțumesc totodată părinților mei care au depășit vârsta 86 și respectiv 80 de ani, faptul că mi-au dat viață, cei ce m-au crescut și m-au trimis în mijlocul dumneavoastră, iar dumneavoastră m-ați ales ca un om gospodar, un om care conduce și un om care gândește și pune în aplicare toate proiectele pe care sunt viabile localității Dofteana. Închei. Dar nu înainte, iarăși, să vă specific, căci în acele 3 ani pe care le-ați primit acasă de la cei știți dumneavoastră care vi s-au aruncat noaptea peste gard sau vi le-a dat și în mână, spune așa că primarul Jor are o vilă cu 12 camere pe balta stângă. Marea majoritate a fost acolo și din cei care au împrăștiat aceste cliente, vreau să vă spun că am o magazin unde țin spunele, unele și am o pisă, așa zis, candy, unde mai stăm la masă. Le promit celor din opoziție că voi da acoperișul jos și rămâne un ring de box tailandez și invit oricând. Vă mulțumesc! Una din atribuțiile Consiliului Local este și aceea de alegere a viceprimarului. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără ce vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în interiorul patulaterului din dreptul candidatului pe care îl preferați. Mai uitați-mă de complicat. Da? Aici unde este, unde scrie opțiunea, dumneavoastră vă veți înscrie cuvântul da, în funcție de preferința pe care o aveți, da? În patulaterul acesta. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de către grupurile de consilieri. După exercitarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. În situația în care nu se va întruni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin,
la care vor participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întâlnit numărul cel mai mare de voturi. După aceste precizări, vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Vă rog. Propun din partea Consiliului Tean pe doamna primară, doamna care a viceprimar. Da, mulțumesc. Vă rog. Propun tot din partea PSD pe domnul Baciu Sebastian Gabriel. Tot din partea, da? Pe domnul Baciu. Mai sunt propuneri? Propuneri pentru funcția de viceprimar. Nu mai sunt, da? Unde votați? E vorba de vot secret și preferă în altă cameră. Asta e urna. Da, 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 timpul prezentăm urna, da, care este o cutie, da, este goală, ați văzut-o. Veți vota aici, înțeleg că este o cameră, sau aici, da, este un parapar, asigură caracterul secret al votului. După ce vă exprimați votul, împăturiți buletinul de vot acolo, ca să nu-l putem vedea noi sau să tragem cu ochiul, așa, și veniți și introduceți buletinul de vot în urnă. Da? Votarea se va face pe rând, în ce ordine doriți dumneavoastră, nu mai suntem ca la validare, în ordine alfabetică. Dumnealor... Vă și vin așa, în ordinea... Să treceți după, credeți că să nu trebuie. Nu, eu dacă vreau să mai stau puțin... Da, da, e cam invitat. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Mai stau puțin. Da? Nu, da, așa. Un pic să le scrie? Vreau să le scrie, doamna. Dar ce trebuie să le scrie? Un pic de... Până termină, doamna secretară, o să vă rog să vă desemnați doi reprezentanți care să asiste la numărarea voturilor. Deci, dumneavoastră, cei 17 consilieri, vă desemnați doi consilieri locali care să asiste la numărarea voturilor. Doi. Vă gândiți? Să se gândească și să-și desemneze doi reprezentanți. Păi bine, din ambele formațiuni. Da. Da, cred că dacă aveți două formațiuni politice, să nu fie vorbe la proces, câte unul din fiecare formațiune, ca să fie democratic și echitabil. Spuneți, vă rog. La PSD, nu sunt probașorii. Da, să vină puțin mai în față. A, este domnul președinte al Comisiei de Valdă? A, îl confund. Poftiți, scuze. Da. Da. Și încă o propunere, încă o desemnare, o nominalizare. Da. Să vină lângă dumnealui. Luați loc, până mai durează, până se termină de scris și se vorbează. Thank you.
vă exercitați dreptul la vot. Părerea mea scrie pe toți, să repuneți bine da. Și aici este locul lui vor vota și da. Întrucât, doamna consilier Camara Dana, într-un vot o a jumătate plus unul din numărul total al consilierilor, îl declar viceprimar, o declar viceprimar, pardon, pe doamna Camara Dana și urez succes în activitatea ce urmează la o desfășurare. Alegerea de alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea numărul 5 a Consiliului Local. Vă mulțumesc frumos! Invităm doamna viceprimar.
au suportat ultima perioadă, pentru că, să știți, am momentele care sunt foarte bune și mai puțin. Și au găsit întotdeauna cuvântul și gestul de a mă liniști, de a mă calma, de a mă înțelege. Mulțumesc de asemenea domnului primar pentru încrederea acordată de a fi alături de noi de 5 ani și încă 4 ani mandatul care s-a mai început astăzi. Mulțumesc colegilor consilieri care m-au votat. Mulțumesc și colegilor consilieri care nu v-au votat. Probabil nu am reușit să-i conving că, deși sunt femeie, tot toate lucruri ca și dânși. Întotdeauna se spune că în spatele unui bărbat de succes e o femeie puternică. Vedeți ce puternică sunt eu. Dar sper că în mandatul acesta o să facem o echipă de rotație. O să lăsăm deoparte orgoliile, o să punem măsuri la cetățenilor toată priceperea noastră, toată înțelepciunea și îi invit pe toți 16 consilieri din 17 la toleranță, la calm, la multă înțelepciune și la gândul bun că deasupra tuturor există Dumnezeu, Dumnezeu și cetățenii care ne vor judeca peste 4 ani. Mulțumesc încă o dată tuturor, vă doresc o zi frumoasă și cred că lucrurile acestea, faptul că vă văd alături de mine și vă simt că sunteți la fel de emoționați ca mine, contează cel mai mult. Vă mulțumesc încă o dată. Felicitări, doamnă viceprimar, mult succes în activitatea dumneavoastră. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, aprobarea numărului și a componenței comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local. În conformitate cu dispozițiile articolului 54 alineatul 1 din legea 215 din 2001, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Așa cum am înțeles la doamna secretar, în Consiliul Local din Dovteana au fost 3 comisii de specialitate. Propunem ca și în Consiliul Local actual să funcționeze tot 3 comisii de specialitate pe următoarele domenii de activitate. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public, Agricultură, Gospodărire, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Cea de-a doua comisie, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Și cea de-a treia comisie, Comisie pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor. Urmează ca dumneavoastră să faceți propuneri pentru alcătuirea acestor 3 comisii. În Consiliul Local anterior, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe a fost compusă din 7 consilieri locali. Comisia pentru Învățământ, Sănătate din 5, Comisia pentru Administrație Publică Locală Juridică din 5 consilieri. Supunem la vot, da, domnul președinte, dacă sunteți de acord cu numărul de 3 comisii de specialitate, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Am văzut o mână ridicată mai târziu, era împotrivă sau ce vot era? Era pentru? Pentru cu unanimitate, da? Dacă sunteți de acord cu domeniile de specialitate, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Urmează să veniți cu propuneri pentru fiecare din cele 3 comisii. Sunt propuneri, da? Sunt propuneri în sensul acesta, ca acest punct al ordinii de zi să fie amânat. Nominalizarea consilierilor pe comisii. Nominalizarea. Foarte bine. E foarte bine, foarte bine. Deci, înțeleg că acest punct, da, va fi amânat pentru următoarea
ședința Consiliului Local. Cine este pentru amânarea acestui punct? Cine este împotrivă? Se abține cineva? S-a aprobat cu unanimitate de voturi amânarea constituirii și constituirii comisiilor de specialitate pentru următoarea ședință a Consiliului Local, Dofteana. Acestea fiind spuse, iată-ne la finalul primei dumneavoastră ședințe de Consiliul Local, pentru că îi mulțumesc domnului primar că a avut îngăduința să plec și-o puțin mai devreme, dar nu am vrut să o fac pentru că am aflat în timpul ședinței că astăzi este ziua dumnealui de naștere și am considerat că rămân până la sfârșit să-i urez la mulți ani multă sănătate, să vă bucurați de... să realizăm pe dumneavoastră, de familie, de copii, de nepoți. Și invit pe cei prezenți, pe cineva, ce oricine, dacă dorește să ia cuvântul la finalul ședinței. Dacă sunt persoane care doresc să ia cuvântul. Mai bine, distinși domnule primar, distinși domnul consilier, distinși doamnă viceprimar, iubiți cetățeni, noi îi numim credincioși pe fiecare. Este o bucurie și o onoare de a fi prezent în Comuna Dofteana la invitația domnului primar, aici în comuna dumneavoastră. Consider justificat pentru ceea ce dumneavoastră, Consiliul Local, în frunte cu domnul primar, a făcut pentru Biserica Ortodoxă și nu numai, având în vedere cetățenii acestei comune. Suntem onorați de această invitație și credem, pe bună dreptate, așa cum citim în Sfânta Scriptură, n-aș mai dori ca să vă aduc în atenție o întâmplare care s-a întâmplat cu prorocul Samuel și va spune că la un moment dat acest proroc spune că până aici ne-a ajutat Dumnezeu. Atât cei care sunteți la putere sau în opoziție, interesul nostru al tuturor este ca să înțelegem că tot ceea ce s-a făcut este datorită lui Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare în parte, dacă este mai rănit sau mai puțin rănit, să aibă încredere că Dumnezeu vindecă orice boală și orice neputință. Vă felicităm, vă încredințăm de toată prețuirea preoților din Comuna Dofteana, pe care îi prețuim foarte mult, și pentru că este ziua de naștere a domnului primar, îi spunem și noi la mulți ani, multă sănătate, Dumnezeu să vă întărească pe dumneavoastră cu frumoasă inițiativă pe care ați avut-o, la pace și armonie. Și pentru că justificat sunt aici prin binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim, dați-mi voie să încheiem cu o rugăciune pe care o știți cu toții, foarte simplă, dar pe care și Hristos ne-o recomandă, Dumnezeul nostru, și să ne ridicăm în picioare, să spunem: Tatăl nostru, care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să faceți totul cu Doamne ajută, și Dumnezeu vă va binecuvanta și vă va dărui tot ceea ce este folos. Felicitări, domnule primar, și prin dumneavoastră tuturor celor din Consiliul Local. Felicitări!
mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local. Să vă mulțumesc.